poter accendere. Sigur că mă bucură faptul că, într-adevăr, aici, în acest edificiu al Societății de Cultură Românească Mihai Eminescu, a devenit o tradiție prezentarea aspectelor din viața cotidiană, atât din România, cât și din Ucraina, ca produs al colaborării care fotografii și instituțiile în care ei activează au stabilit. Îmi face plăcere. Este, deci, o bucurie pentru mine să vin la sfârșit de săptămână, să trec pe aici și să vă revăd pe mare parte dintre dumneavoastră, pe care deja am început să vă țin minte. Nu o să vă spun că vă și visez, dar vă țin minte, vă recunosc. Face plăcere să salut prezența domnului Pop și a domnului Tot, care de la Oradea, nu știu, e departe, e aproape, dar faptul că ei au ajuns aici la Cernăuți este îmbucurător. Cum v-am mai spus, astfel de contacte de către Consulatul General al României la Cernăuți, aprofundarea relațiilor de prietenie între doi vecini, care sunt România și Ucraina. Vă doresc să traversați cu mine această iarnă și să păstrați imaginile care le aveți în față aici, cât se poate mai timp mai îndemânat. Mulțumesc! Am avut în vedere faptul că leas noapte minge iar. Face sau în comacurile de valuturi? Nu știu că nu au trebuit să fie situație. Vă dădeți. Пан консул Голюф, про те, що йому надзвичайно приємно знову при нищенні Товариства Румунської культури імені Іменеску бачити відкриття цієї виставки, який є ще одним кроком в популяризації культури двох народів, в відображенні повсякденного життя, в фотографіях, які пропонується на цих виставках. Присутствие в Черновцах этих важных фотографов, автора господина Попа и господина Тота от ассоциации, евроассоциации фотографов. Mulțumim!